Dă like chiar acum la acest video sau acest porc va avea de suferit. Uite-te la el, efectiv este foarte speriat, așa că un like egal o șansă pentru porcul ăsta. Dă like chiar acum. Bine, sincer, dacă nu dai like, nu o să se întâmple nimic cu porcul, dar totuși m-ar ajuta să dai un like, adică pe bune. Te rog. Gen, te rog. Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip din seria noastră de Minecraft. Testăm live-uri de pe TikTok cu Minecraft. Astăzi vom testa mai multe live-uri cu TikTok de pe cu Minecraft. Adică, logic, ce credeați că o să facem? Credeați că o să gătim în clipul ăsta? Nu! Astăzi vom testa mai multe TikTok-uri sugerate de voi, pentru că mi-ați dat tag pe TikTok la iSilentYT. Ma nu, la iSilent, doar iSilent, așa sunt pe TikTok. Pe Instagram, în schimb, sunt iSilentYT și chiar v-am sugerat să-mi dați un follow. Chiar acum, cine nu mi-a dat follow pe Instagram, e bine, o să se transforme în calul ăla din spatele meu. Și vă avem mâini, știu că vă place foarte mult seria cu TikTok-uri, așa că dacă vreți să o continuăm, nu uitați să dați acolo multe, multe like-uri, un subscribe și un clopoțel pentru o prăjitură gratis chiar acum la voi acasă. Așa că, fără nici fel de vulgare, haideți să-i dăm drumul la TikTok-uri și să testăm câteva TikTok-uri nebune. 3, 2, 1, start! Afară plouă cu găleata, iar eu mă uit la TikTok-uri. Mă rog, trebuia să rimeze, dar lasă că n-am mai rimat. Bun, primul TikTok este un portal ilegal. Hai să vedem cât de ilegal e portalul ăsta. Hai să vedem ce include TikTok-ul ăsta. What? Deci are un portal de Nether, ok. Deci este un portal de Nether pe care îl sparge, ok. Și bagă înăuntru un comment block, ok. Deci pune... Aba, nu. Oh, what? Face portalul din comment block-uri, ok. Asta e tare, ok, bun, bun. Execut if block... Ce scrie acolo? E o comandă. Mă rog, o să o copiez eu după TikTok eventual, dar stați mâncare să nu dau seama ce se întâmplă. Asta e așa. Ok. Bă, da, pune efectiv la fiecare comment block. Ok. Bun, și acum ce se întâmplă? Ok, și pune un flint de stil. Ah, ok. What? Ce face asta? Bă, nu cred că e real. Na, deci ce? Tu vrei să-mi spui că eu pot să fac un portal de asta? Glumești cu mine? Hai să încercăm să vedem dacă e real. Nu, dar ce freză am. De-abia mi-am făcut un și e cam fluffy așa. Ah, încă filmam. Bun, păi hai să începem cu prima parte a TikTok-ului în care ni se prezintă un portal normal de Nether, da, deci este un portal clasic. Bam, ăsta e portalul de Nether, iar persoana respectivă, practic, sparge portalul așa, după care înlocuiește efectiv fiecare bloc de-asta de obsidian cu câte un comment block. Ok, hai să facem și noi chestia asta. Bam, deci facem acum un portal din comment blocuri. Bă, dar nu știu dacă o să funcționeze, sincer. Eu sper să meargă, bun. Și avem portalul ăsta de comment blocuri, da? Ok, hai să ne jurăm un time set day. Și bun, aici avem comanda. Nu știu dacă funcționează, nu știu dacă există execute, ok. Bun, hai să punem efectiv fiecare comanda aici, gen, bam. O să punem efectiv în fiecare comment block. Bă, la fiecare comment block, efectiv. Bam, bam, bam. Okay. Toate au, da? Deci toate au, absolut toate, toate blocurile au această comandă. Iar acum când dăm cu flint de stilul, ar trebui să se întâmple ce s-a întâmplat acolo. Nu știu dacă o să se întâmple, s-ar putea să nu totuși. Dar hai să vedem, 3, 2, 1 și... păi ce e asta, bă? No, bă, chiar e fake, gen... Bă, glumești, bă, și ce tare era... Oare cu un lever? Hai că cu un lever dacă e... Yeah. Ce-ai, mă, glumești? Bă, ce, bă, îți bagi joc, bă, și ce tare era dacă mergea. Da, TikTok-ul ăsta este un fake și chiar îmi plăcea. Primește nota 2. Următorul TikTok ne arată un Minecraft life hack. Probabil tot un Minecraft life hack imposibil, 99,99%. Ia mă, hai să vedem. Deci pune o armură, un chestplate de diamond și o înconjoară cu phantom membrane. A, și cu un paper și cu un gunpowder și face o elitra. Ce mă? Ce mă? Ce mă? N-are cum. N-are cum să fie real așa ceva. Deci n-are cum să fie real așa ceva. Pune un paper aici și un gunpowder aici și este o elitra. Cu toții știm că elitra nu poate fi craftată. Deci ar putea să fie mare vrăjeală, dar hai totuși să încercăm, de ce nu? Mă rog, pe cine păcălesc? Logica nu o să meargă, dar hai să vedem totuși. Deci, bam, luăm niște phantom membrane, luăm un chestplate de diamond, un paper, de ce nu, și gunpowder, ok? Bun, și punem aici chestplate-ul, punem așa phantom membrane și punem aici sus un paper și aici jos un gunpowder și ar trebui să iasă o mare, mare elitra. Dacă iese, dați un like, dacă nu iese,
dați tot un like, adică eu nu m-am supărat. Și logica, TikTok-ul e fake. Păi s-ar fi așteptat cineva? Eu nu m-aș fi așteptat. Hai că nu m-aș fi așteptat dacă e. Da. Da, o naiba de treabă, TikTok-ul ăsta e mai fake ca... Ca nu știu, ca ceva fake. Ca hainele de pe tine, probabil. Bine, glumesc. Ești frumos. În continuare avem setul meu de TikTok-uri preferate cu cele mai tari siduri. Că sidurile, știți că e moartea mea să le testez pe episoade. Așa că hai să vedem cel mai tare seed din România. Deci cel mai tare Best Minecraft Seeds, partea 8-a. Ia, mă, face, mamă, ce parcur, let's go, let's go. Hai, mă, care e? Ok, deci seed-ul ăsta și e la spawn un village. Da, tare, ce pot spune. Atât, gen... Oh, what, are stronghold jos. Na, nu pot să cred așa ceva. Deci dacă TikTok-ul ăsta, dacă seed-ul ăsta e real, pare a fi Bedrock Edition sau Java Edition. Nici pe care nu specifică, gen Java or Bedrock. Ia că scrie ceva în comentarii. Bedrock, ok, deci că e pe Bedrock. Hai să-l testăm că arată prea bine ăsta. Sper să fie real. Are mare stronghold expus, ești nebun. Hai să-l încercăm. Ok, hai să vedem, deci sunt de pe Bedrock. Durează vreo 2 ani până se deschide. Deci vă rog frumos să nu vă panicați. Hai să dăm create new wall și practic. Mă, dar n-arăta altcumva meniul ăsta. De ce acum arată așa, mă rog, în fine. Hai să dăm aici și băgăm seed-ul. Și dacă nu e real, da un mare croșe un monitor ăsta. Că s-a terminat, hai să sperăm că e real totuși. Bun, bă, sper să fie real, sincer. Sper să fie real din tot sufletul. Dar, da, sper să... Atât, zic. Sper să fie real și atât. Hai, te rog să fie real. Suntem la spawn. Nu e niciun village. Nu e niciun... Bă, da, niciun village, gen. Bă, da... No, no, nu spune că e fake. Ne-am pus toată speranța. E fake. E fake, fraților. E fake. Nu, nu, stai, mai trebuie să încerc o dată. Deci încerc cuvânt, literă ăsta, cifră cu cifră. 542 630 838. Da, deci am copiat efectiv de pe TikTok. Bun, hai încă o dată. Creativ, continuă create. Ok. Dacă nu merge, mamă, ce a plecat din direct așa îi dau, ești nebun. Hai, te rog să fii greșit eu. Nu. Nu se poate. Ok, hai să încercăm pe Java. Bun, partea a doua. Hai zic că era pe Java de fapt. Și nu era pe Bedrock Island, era pe Java, ok. Dacă nu e nici pe Java, știți deja ce pleacă de aici, nu? Mama. Ok, hai că se poate. Te rog să fie real. Te rog, am nevoie de un thumbnail. Oh my god, cred că e real. Oh my god, avem arestat. Nu pot să cred. E doar o coincidență. Nu pot să cred. Da, TikTok-ul e fake, știi ceva? Nota 2. Ok, următorul TikTok nu e ceva de testat, dar este un moment de respect. Pentru că avem Minecraft Legendary Moments. Deci momente mega legendare din Minecraft, ultra realistice, apropo. Wow, mamă, ce iarbă nebună, voi vedeți? Mamă, bro, cum e iarba asta aici, nebun. Un anvil, mamă, cât de realist e sandul ăsta. Mamă, zici că e... Oh my god, uitați-vă cum e focul. Mamă, zici că sunt muci ăștia aici, nebun. Ok, mamă, cât de realistă e apa asta. Mă rog, am mai văzut o dată asta, nu știu de ce. Predinga, n-am mai văzut asta odată, adică am mai văzut, cred că, momentele astea realistice de cel puțin 3 ori în cel puțin 10 clipuri de ale mele, deci, da, asta cu copacul, nu știam, asta cu copacul, sincer, e chiar tare, dar, da, Minecraft Legendary Moments, și știți câte like-uri are TikTok-ul ăsta? 200.000 și nici măcar nu sunt clipurile lui. Da, TikTok moment. Următorul TikTok s-ar putea să fie un moment de respect, deci, efectiv, ne arată... Nu știu ce ne arată, dar hai să vedem. Deci pune niște carpeturi mov. Primesc un mesaj, tași telefonule. Ok, pune niște carpete mov, ok. Da, interesant. What? Și pune niște buruieni de-astea de apă care se fac albe, what? Cum? Cum face chestia asta? Pă, ok. De sap așa în jos. Pune apă, ok. Pune apă. Tare. Pune slaburi, ok.
A, și după pune, poate să pună de-astea de apă, ok. Deci hai să vedem dacă e adevărat. Să vedem dacă merită să pui slaburi peste apă, să poți să pui de-astea de apă. Hai să vedem, eu cred că e real. Gen, la urma urmei, de ce n-ar fi real? Adică, what the fuck? Ok, hai să vedem ea. Water și slab. M-am... Și hai să luăm de-alea, cum se numeau. Nici nu știu unde le găseam, sincer. Credeți-mă că nici mai știu cum se numeau, efectiv. Cum se numeau, mă, alea? Bă, mă, credeți că n-am... Cum se numeau, bro? A, uite, de-astea. Corali de ăștia, ok. Hai să vedem, deci niște corali. Bun, și punem slab-uri peste. Ok. Bun, și acum? Oh, what? Chestia asta chiar merge! Și uitați pe gre... Merge și pe gres normal. Și trebuie să se facă albe. De ce nu se fac albe? Asta erau cumva? Asta erau, da, asta erau. Ok, și atunci fă-te alb, gen. Trebuie să se facă albe, nu? Mă, sunt eu prea prost sau ceva? Gen, care-i faza? Nu se fac albe, e fake. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă e fake sau nu, eu nu mă prind. Pă bune, dacă mă prind. Următorul TikTok este despre Namidece. Hai să vedem. Ah, ok, deci do this to your tour și o să fii protejat de mobi. Ah, deci uite, că dacă pui un slab, practic nu-ți mai intră zombi în casă. Da, și uite, tipul ăsta pare a fi de acord. A, și tipul ăsta le testează, gen. Păi bă, frate, sunt și eu aici să le testez. Adică, Flores Lucas, hey man, I'm testing this too. Adică, hope you are okay with that. Respect, much respect for you, bro. Let's go. Hai să vedem aia cu slab-ul. Ok, acum o să fie un Ice Island Constructor moment. Da, destul de tare. Îmi place că blocurile sunt absolut invizibile. Totul este un vis, treziți-vă. Ok, bun, hai să vedem. Bam, 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 bam. Bun, ok, facem o casă. Mă rog, o casă, gen. Difficulty easy, time set night, ok. Vin zombalei după noi, ok, vine ăsta. Și practic, în mod normal, ăsta poate să-mi spargă ușa, nu? Sau să facă ceva în legătură cu ea. Ok, cred că pe hard face asta. Bă, alo, mustață, ia vină cu ea. Ar trebui să-mi facă ceva cu ușa, nu? Nu? Și atunci care-i mai scopul să... Ce? Mă, da, zombii parcă spărgeau ușile, gen, dintr-o dată s-au lăsat de meseria asta sau ce? Da, aparent, gen, oamenii mei nu mai fac asta, mă rog, și vezi, doamne, dacă îmi pun slab, stai mă, nebunule, stai să... Na, uite cum l-am pus din cauza ta, pleacă, bă, să pun slab-ul, nu înțelegi? Doamne, ăștia care... Bă, tu nu... Mă, de ce e petrified oak slab? Eu vreau un slab normal, brother, nu pietrificat. Ok, știi că dacă faci asta, bam... Nu știu care e faza, nu mai vin mobi la ușă, mă gândesc, na, uite. Ia, bă, mustață, ia vină cu a. Da, vezi, doamne, nu-ți mai vin mobi la ușă, dar nu înțeleg cu ce ajută, având în vedere că mobii nu sparg ușa, sau zombii, dar știu că spargeau. Nu mai înțeleg ce se întâmplă, vă rog, scrieți-mi în comentarii. Da, TikTok-ul ăsta e real? Sau fake? Abar n-am. Dar stați că mai conține ceva TikTok-ul ăsta. Ok, hai să vedem cu pumpkin-ul, deci Santa... What? A făcut din... Deci a dat, a dat un nume la un pumpkin Santa Head și efectiv a făcut o pălărie de Moș Crăciun. Ok, și ce mai urmează? LifeX. Oh, what? Într-un iglu? Sub carpeta asta se află un chest în care se află diamante. Ok, le testăm pe ambele, hai să vedem. Ok, bun. Anvil. Pumpkin. Asta, hai să vedem. Și punem așa. Bam. Scriem așa. Santa Head. Hai că merge, nu merge, brother, nu merge. Da, cam fake asta. Ok, și trebuie să găsim un iglu. Ok, Minecraft iglu. Hai mă, să mergem la un iglu, ia mă, să vedem. Fac aici live, să nu vedeți că pun eu diamantele în caz că există. Da. Bă, tare iglu ăsta, sincer. Da, 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 ăsta e, da, e genial iglu ăsta, chiar nu m-aș ștea la una ca asta, respect maxim. Ok, și zic că aici ar trebui să fie un chest cu diamante. Opa. Oh, ok, bă, chiar a fost un trapdoor. În niciun caz un chest cu diamante, gen. Și dacă mergem jos. Bă, ce tare, sincer. Chiar nu așteptam. Wow, deci chiar dăm de... Absolut nimic, este doar tristețe, efectiv. Stai că poate există undeva pe aici chestul. Adică undeva poate...
Da, cred că nu e niciun chest totuși. TikTok-ul ăsta primește nota 2, următorul. Ok, ăsta e foarte tare, pentru că ne arată o ușă pe care o putem construi mișto și interesantă, da? Deci o ușă cu pistoane, cu teste complicate de un prea știu eu. Și e foarte simplu, punem un repeater așa, îl setăm pe două. Conectăm cu redstone-ul astea între ele. Punem stone acolo și dacă dăm de lever, ci că se întâmplă asta și mi se pare cam insane, sincer. Hai să vedem. Ok, am făcut eu aici un fel de locație care, vezi, doamne, semăna cu ce avea ăla acolo. Trebuie să pun pistoanele așa, ceva de genul. Da, exact așa trebuie să le pun, ok. Las loc așa, bam, bam. Mă rog, e mult mai înghesuit, dar măcar e la fel ca la ala. Pun astea aici, le acopăr. Singura treabă e că mai trebuie să minez în sus, efectiv, ca să pot să pun redstone, repeater-ul și toate alea. Ok, minez așa, bam, bam, bam. Ok, deci cam așa arată până acum. Aici trebuie să pun stone. După care pun aici sus redstone repeater cu redstone dust și pun unul aici. Nu, pun unul așa, așa, nu, așa și unul așa. Așa era? Mi se pare prea troll că eu trebuie să voi de două ori înainte să fac o chestie, pentru că nu pot să rețin. Ok, nu sunt sigur dacă era așa, sincer. O să las așa, cred. Și ce surpriză, nu era așa. Era așa. Ok, și asta așa. Deci fix așa, era ok, bun. Și hai să vedem ce se mai întâmpla în TikTok. Punea niște stone cum am pus eu și după punea leverul și se întâmpla ce se întâmpla. Adică punea leverul exact aici. Uite, aici punea leverul. Ia, hai să vedem. Tare. Chiar mișto. Se pare că funcționează. Hai că funcționează, dacă funcționează pe jumătate. Și asta de ce nu se mai oprește, gen? Ajutor. Ajutor. Stai, ce? Ok, hai că leg și pe ăsta, na. Poate trebuie legat și aia. Oh, ok, merge, merge. Ok, funcționează. Și înapoi? Înapoi? Nu e înapoi. Trebuie să spargi un redstone ăsta și după să pui așa. Dar nici acum nu merge, gen. Da, deci funcționează parțial, nu știu. TikTok-ul ăsta primește nota 0, că m-a enervat prea mult. Următorul TikTok e de Oscar, cel puțin. Deci avem o baltă cu lavă, pune niște frunze și face efectiv un portal culcat, gen. Adică, what? Ce? Adică glumești cu mine? Pune efectiv 1, 2, 3, 4, 5 frunze și face un portal, frate, gen, what? Adică, cum e posibil așa ceva? Da, hai să vedem. 100% o să meargă. Speedrunnerilor, învățați de la tipul ăsta. Hai că o să meargă dacă e. Sau 5, poate chiar o să meargă. Și o nouă metodă de speedrun. Bun, și avem aici o baltă cu lavă și mergem așa, bam, bam. Punem 5 de astea așa. Aici punem apica. După care spargem frunzele. Mă, se face chiar un fel de portal, da? Ok, bun, acum luăm apa. Ok, luăm apa. Și acum... momentul adevărului, ia. Hopa, păi nu merge. Păi ce am făcut, bă, nene, bă? Nu prea merge, hopa. E cam fake-ul line-ul, TikTok-ul ăsta. Păi ce ai făcut, bă, nene, mă? Da, deci TikTok-ul ăsta este declarat fake. Este cea mai mare vrăjeală. Nu recomand. Cel mai tare TikTok din acest episod s-ar putea să fie asta. S-ar putea, atenție, doar zic s-ar putea. Nu promit nimic. Efectiv este un TikTok cu un stronghold. Dar nu este doar un stronghold, sunt două strongholduri unul lângă altul. Două portale. Bă, și unul lângă altul, nu unul jos și unul sus cum am mai avut în alte episoade de TikTok-uri. Sunt unul lângă altul. Ok, hai să vedem, deci dacă e real cel mai tare TikTok. Dacă nu, la gunoi. Bun, hai să vedem. Da sau nu, brotherilor? Eu sper că da. Eu sper să fie un win acest seed, dar s-ar putea să fie un lose. Așa că cu ocazia asta voi face freza, pentru că nu prea stă și știu. Sunt enervant când fac freza, dar aia e. Din păcate, doza mea de fixativ, pe care nu-l folosesc niciodată, pentru că nu vreau să-mi cadă părul, să arăt ca ping, s-a dus. Deci trebuie să stau să-l fac manual. Ok, bun. Hai să vedem seed-ul. Deci hai să vedem seed-ul. Nu, stai, unde trebuie să ne teleportăm? Deci slash TP.
Ok, 946-26 minus 849. Știu că fac asta în timpul filmării și că sunt un neprofesionist, dar știi ceva? Nu mă interesează, ok. Bam. Ah, genial, sincer. Ah, ok, bam. Ok, hai să vedem. Oh, ok. Jos este stronghold-ul. Oh, ok. Deci avem aici un stronghold și... și al doilea? Unde? Și gen, al doilea? Al doilea stronghold? Gen, al doilea portal? Nu cred. What? Ce schem? No. Nu pot să cred. Bro, ce țeapă infectă! Da, nu vine să cred. Mă, ci că ar fi undeva pe aici, gen. Aici ar fi, gen, dacă ai merge aici, l-ai găsi, așa zice TikTok-ul. Adică așa vedeam eu că e. Nu, nu-i nimic. E doar tristețe, efectiv. Nu vine să cred. Doamne, nu cred! Nu, e fake. E fake! E fake! De ce e fake, frate? De ce ar fi fake? Come on, dude! Ok, da. Nu, sunt prea dezamăgit. Fraților, capătul jucării de episod în care testăm TikTok-uri. Ultimul TikTok mi-a lăsat un gust foarte amar. Eu am fost Estelen. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip în care testăm TikTok-uri și ne jucăm Minecraft. Eu am fost Estelen, iar nu-i sigur că ne vedem data viitoare. Pa!